Bună ziua și bine ați venit la baștina lui Dumitru Matkovski. Iar după vechiul obicei, vă îndemnăm să serviți din pâinea cu sare. Onorați oaspeți, vă spun cu drag, bine ați venit acasă, la Vag, la Nistru, la Mărgioară, acasă la Dumitru Matkovski. Noi toți cu dumneavoastră am avut mare noroc să fim contemporanii poetului. Noi, ca consăteni, am pășit alături de dumnealui pe ulițile satului, am primit din mâna poetului o carte și un autograf, dumneavoastră participând la primele două ediții ale Festivalului de Cântec și Poezie Dumitru Matkovski. Zic aceasta deoarece Dumitru Matkovski va rămâne în istorie și eternitate ca un poet martir, care a cinstit prin versul său limba română, istoria și datina străbună. Și are Dumitru Matkovski o frază de care îmi place enorm. Poetul care a născut din moarte, ca pasărea Phoenix, spunea că cea mai frumoasă moarte este să muri de dor. Noi, basarabenii, suntem copiii dorului. Zic aceasta deoarece noi, într-adevăr, suntem copiii dorului care am rămas orfani și avem mare datorie de a-i valorifica opera. Și ediția de astăzi, cea de-a șasea, este un bun prilej pentru noi toți să facem cunoscută întregii lumi opera poetului Dumitru Matkovski. Și a mai fost profet poetul când a spus că la Vad, la Mărgioară, la Nistru și pâinea e mai dulce și graiul e mai miezos și aerul e mai purificator. Și eu nu plec de aici nicăieri, nu-mi părăsesc pentru nimic locșorul sfânt. Și a revenit acasă, alături de mamă și tată. În glia străbună, aceasta a fost vrerea dumnealui testamentară, să revină în pământul de unde a pornit în lumea mare. Zic aceste lucruri deoarece noi astăzi suntem la a treia zi de comemorare a lui Dumitru Matkovski. Ieri am avut oaspeți, lume venită de la Grigoriopol, de la Dubăsari, de la Căușeni, care prin vrerea destinului au fost repartizați la muncă pe partea cealaltă de Nistru. Și oamenii cu lacrimi în ochi ne-au spus la despărțire, în jur de ora 4 au plecat de aici, că într-adevăr, anume aici, la Vadul Rașcov, au simțit ce înseamnă Mărgioara. Dumnealor, acest termen îl concepeau ca pe o metaforă, ca pe o figură de stil. Dar venind aici, pășind pe urmele poetului, venind până la malul de Nistru, mergând la casa muzeu, la cimitir, și-au dat seama cu adevărat că noi suntem localitatea de la marginea Basarabiei. Și Dumitru Matkovski rămâne a fi străjerul limbii române la malul de Nistru, la capăt de țară. Eu vă doresc dumneavoastră tuturor ca astăzi să aveți o zi frumoasă, plină de emoții și să nu regretați că ați venit la noi și îmi doresc cu desăvârșire și cu sinceritate ca această tradiție să dăinuie mulți ani înainte,
ca poetul de sus din ceruri să se bucure de ceea ce a lăsat posterității. O zi frumoasă vă doresc în continuare. Da. Stimați oaspeți, mult stimați participanți la evenimentul nostru de astăzi, eu vă zic bine ați venit în satul de Baștină la poetul Dmitru Matkovski și vă doresc o zi bună în continuare, eu socot că va fi interesant tot evenimentul care se va petrece astăzi. Și vă invităm să depunem florile recunoștinței noastre la sculptura monumentală din Domnul Cosme. Astăzi la Vadurașcov, unde se va petrece festivalul de cântec și poezie raional, a închinat poetului Dumitru Matkovski. Iată aici, unde ne-am adunat astăzi toți, este înmormântat la 29 iunie poetul Dumitru Matkovski. A fi înmormântat la Vadurașcov, aceasta a fost o dorință a poetului, care a repetat-o nu odată, dar de multe ori, membrilor familiei, la toți, că el vrea ca să fie înmormântat la Vadurașcov. Pentru că toți îi cunoaștem că poetul Dumitru Matkovski a fost un mare patriot, a fost un mare luptător pentru independența Republicii noastre, a fost un luptător pentru limbă, pentru grafia latină. Poetul Dumitru Matkovski și-a iubit foarte mult patria sa. Nu în zadar una din poezii el spune: o țara Moldovei, statuie de crez și de pâine. Când spun statuie, am în vedere mâinile țăranului care știu să lucreze cu dibăcii acest pământ. Când spun statuie, am în vedere sufletul țăranului care este plin de bunătate. Când spun statuie, am în vedere casa țăranului, moldoveanului, care e mereu cu ușile deschise și gata oricând ca să primească, deci, oaspeți. Poetul Dumitru Matkovski și-a iubit Baștina ca nicicând. Și dacă cunoaștem opera poetului, noi vedem ca un fir roșu. Baștina trece și prin poezie, și prin proză, și prin dramaturgia poetului. Dar ca să aibă nădejde, probabil, poetul, că îi va fi respectată anume doleanța lui de a fi înmormântat la Vadurașcov, el a scris un șir de poezii, care poeziile acestea sunt poezii testament, în care el spune, în una din poezii, poetul spune: eu vreau ca deasupra mormântului meu să fie presărată țărâna baștinii mele. În afară de aceasta, în poezia Acasă, el spune: cinstită țară ca o poemă, de crez și de pâine, acasă la Vadurașcov, sufletul unde rămâne. Așa că
necătând la faptul că reprezentanții guvernului, când a decedat poetul, au vrut intens ca poetul să fie înmormântat la Chișinău, așa rudele, deci în special soția poetului Alexandrina, i-a spus că nu vrea să încalce anume doleanța poetului de a fi înmormântat la Vadurașcov. La 26 iunie a murit 2013 poetul, la 27 așa a stat la Chișinău o zi, la 28 a fost adus la Vadurașcov, unde în casa care a iubit-o, poetul atât de mult, a dormit o noapte. Iar a doua zi, pe data de 29, deci din casa părintească, poetul Dumitru Matkovski a fost condus în ultimul său drum. Aici mi-i baștina aleasă și dragă-mi și scumpă-mi, nu că-i bogată și frumoasă, dar că-i aproape inimii. În una din întâlnirile cu alegători, cu cititorii, poetul Dumitru Matkovski este întrebat de către un reprezentant care a venit la întâlnirea aceasta. Domnule poet, iată, dumneavoastră sunteți scriitor a poporului. Dumneavoastră sunteți academician al Academiei de Științe a Republicii Moldova. Dumneavoastră țineți Ordinul Republicii, cea mai înaltă distincție, a zeci de ordine, Steaua de Aur în grad de comandor română. Spuneți-ne nouă astăzi, care din aceste distincții a dumneavoastră, deci la care din trânsele țineți cei mai mult? Ce credeți că a răspuns poetul? Poetul a răspuns, dacă la întâlnirea cu dumneavoastră un piciuleț, așa, micuț, un copilaș, îmi recită o poezie scrisă de mine sau îmi cântă un cântec pe versurile mele, pentru mine e cea mai principală distincție, pentru că nimeni nu te poate aprecia așa mai mult decât cine? Decât poporul. Eu vreau să vă spun că astăzi, din liceul care îi poartă, din gimnaziul care îi poartă numele Dumitru Matkovski, au venit câțiva piciuleți, dar care de la moartea poetului au crescut, așa și astăzi o să o leacă mai mari. Și pentru că în fiecare an de ziua aceasta noi ne adunăm, ei n-au uitat nici să vie și astăzi și vor să spună și ei un cuvânt de omagiu poetului. Poftim? Eu vă dau cuvântul. Amărâtă, Sorină, și izvor amărât, bănuitați vreodată cât de mult v-am iubit? Ah, în raiul acela, negrăit de frumos, ploi de toată măsura m-au scaldat până la os. Deși acestea trecură precum niște năluci, am un drum ce mai duce înspre dealuri de cruci. Am să mor ca oricine, ori în flori, ori în spini, dar nu voi înțelege ce să cauți prin străini. Cum să n-ai o țărână sunătoare de neam și un izvor ce dezleagă orice frunză pe ram? Am să mor ca oricare, mai păgân sau mai drept, dar țărâna de acasă voi să-mi cadă pe piept. Cineva își mi-aduce aminte, mai devreme, mai târziu, a fost om, a fost cu minte, avea casă, avea fiu. Altă laudă mai mare, nu știu cine și-ar dori. Mă încălzește Sfântul Soare, Sfântul Soare mă încălzi chiar și acolo, în țărâne, unei noapte, unei frig, une doarme azi și mâine, trebunică, trebunic, nu mi-e teamă nici de o vamă, voi pleca și voi cânta. Te-am iubit ca pe o mamă, scumpa mea, Moldova. Semăna la chip cu bradul, cel mai plin de măreție, ajungea cu mâna steaua
să ne dea mie, ție. Surâdea atât de tânăr și atât de omenescu când verzea pădurea iarna ca într-un basc de eminescu. Cum știa poetul să-și iubească demn pământul și iubindu-l să înflorească lângă patimă cuvântul? Cum știa să-și crească dorul lângă prag de casă mare, ca un pom ce dă în floare lângă drum și lângă poartă? A căzut la datorie într-o vară cu de toate. Măi băieți, a spus în șoaptă, eu vă las cu sănătate. Am o inimă nebună, s-a oprit de tot și gata. Mormântați-mă la val, lângă mama, lângă tata. Iată, Lenuță, eu aș vrea ca să dai o apreciere poetului, așa, prin cuvintele care sunt scrise, așa, în spatele monumentului. Lenuța, poftim. Pom a fost frumos ca pomul și milos și blând ca omul. Și-a trăit cinstit tot veacul, țara și-a iubit săracul. Noi putem să recităm o poezie. Poftim? Din Criuleni copiii vor să recite. Vor să recite poezie din Criuleni. Poftim. Când a fost mai bine, când a fost mai rău, moldoveanul Doina și-a cântat mereu. La un colț de masă, lângă omul drag, lângă pomul care înflorește-n prag. Ca o doină, doină, ca un jurământ, ca o rugăciune pentru acest pământ, ca un viere, ca un imn în hram, ca un dor de țară, ca un dor de neam. Doină, tu doiniță, dacă nu erai, hăuleau străinii pe-n picior de plai. Le-a ieșit în cale, la hotar colea, n-au putut să treacă de durerea ta. Doină, tu, doiniță, fii un jurământ, fii o rugăciune pentru acest pământ, fii o înviere, fii un imn în hram, fii un dor de țară, fii un dor de neam. Vă mulțumesc. Bravo. Când poeții se duc, nu asameni lipsa lor cu nimic din ce-i viu. Locul ce l-au avut între oameni multă vreme rămâne pustiu. Că-ți plac, că nu-ți plac, că-ți pasă, orică nu-ți pasă ce-au ales. Despărțirea cu dânsii îți lasă o tristețe și un dor neînțeles. Ca și cum ei ar fi sub soare vestitori a ceva nemai văzut, a ceva minunat, ce nu moare, a ceva ce-am visat și-am pierdut. Doamne, potolește-i zbuciumul și acoperi-l cu bunătatea ta nesfârșită. Doamne, deschide cerurile pentru a-și găsi părinții și prietenii. Coboară mângâiere peste cei care au rămas să-l plângă și mai ales, Doamne, dă un semn de milă neamului său. Se îndeplinește, Doamne, uneltirile celor care răpesc să-l genuncheze. Ard lumânările la mormântul tău, poete. Au venit astăzi atâția oaspeți ca să te vadă. Propun un moment de reculegere pentru poet. Scumpe poete, dragă frate,
Oaspeții care au venit astăzi au venit cu flori. Vor ca mormântul tău să fie încoronat de flori. Poftim! Mai sunt flori? Nu sunt flori. Lăvădurașcov, poetul are două case. O casă este casa părintească, în care s-a născut și a crescut și de unde a plecat în lume mare poetul. A doilea casă este casa unde poetul își doarme somnul de vecie. Propun acum ea, ca în liniște, să ne coborâm la vale, la Nistru, la casa părintească a poetului Dumitru Matkovski. Mulțumim.